Ioana Constantin va face parte din noua echipă de conducere a partidului. Știm că ai fost secretar general, da, adjunct al partidului, da, până la congres. De la congres încolo va mai face parte Ioana Constantin din noua echipă? Sunt foarte implicat în continuare și voi rămâne implicat în partidul Mișcarea Populară. Cred foarte mult în șansa acestui partid și voi știți și membrii simpatizanții PMP știu foarte bine că implicarea mea a fost totală în acești ani. Am decis să nu candidez la acest congres, nu sunt pe moțiunea care a fost votată duminică. I-am lăsat pe colegii mei din teritoriu, mai mult filialele care au, mă refer, am lăsat noi cu toții, am gândit o moțiune care să respecte mai multe criterii, pe de o parte rezultatele filialelor, iar pe de altă parte avem și noi personalități, da, să spunem, care au venit în conducere și aș vrea aici să-i amintesc pe domnul Virgil Păunescu de la Timișoara în domeniul sănătății, pe domnul Gheorghe Ialomițianu, care este de duminică vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară, da, sunt colegii noi care s-au alăturat, foști miniștri, persoane care au dorit să pună umărul în continuare la ceea ce înseamnă acest partid de dreapta PMP. De ce nu ai mai candidat pentru o funcție? Pe de o parte, mi-aș fi dorit foarte mult să-mi pot asuma și eu în decembrie ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare. Am convingerea deplină că Partidul Mișcarea Populară a intrat în Parlamentul României. Cele aproape 1100 de contestații pe care le-am depus nu au fost soluționate așa cum știți voi la acel moment. Din păcate, partidele politice nu au simțit nevoia să dea un vot spre a fi soluționate acele contestații. Eu am fost foarte implicată în acești 3 ani și simt că e o formulă prin care îmi asum mai departe și eu ceea ce s-a întâmplat în decembrie cu acest partid care ar fi trebuit să fie astăzi în Parlamentul României, așa cum arată structurile noastre, așa cum arată electoratul nostru. Repet, la alegerile locale, care au fost pe 27 septembrie, partidul a obținut 6%. Partidul este al treilea ca număr de aleși locale la nivel național. Am obținut rezultate foarte bune în multe dintre județele noastre, României. Suntem în 23 de consilii județene. La o lună și ceva distanță, partidul se oprește la 3000 și ceva de voturi de intrare în Parlament. Este ceva ce nu a mai existat în istoricul electoral din România. Însă, eu, așa cum cunosc și colegii mei, sunt un om care se implică total și asta nu are nicio legătură cu funcțiile. Eu în continuare voi sprijini această echipă și în continuare mă voi implica și în continuare voi fi alături de colegii din filiale, așa cum am fost în ultimii 3 ani, fără nicio problemă. Bun, dar dacă vorbim de asumare, nu ar fi trebuit totuși să-și asume toți care au făcut parte din vechea, da, conducere a Partidului Mișcarea Populară. De ce spun acest lucru? Pentru că am văzut nume, da, care astăzi sunt în noua conducere a Partidului Mișcarea Populară. Nu ar fi trebuit totuși o asumare la nivel larg. Sau este o decizie pe care fiecare o ia și... Deci în funcție de gradul de implicare care a existat în trecut. Sunt colegi care, sigur, au făcut parte din vechea conducere și care sunt președinți de filiale județene, care au obținut rezultate bune. Nu aveau de ce să-și asume, dar sunt și alți colegi care probabil nu au simțit în această direcție, dar nu despre asta este vorba. Eu cred că partidul are nevoie de unitate și asta s-a întâmplat, de solidaritate, de coeziune. Noi ne dorim foarte mult să rămânem pe picioarele noastre. Există în acest moment tot felul de dezinformări în spațiu public despre nu știu ce fuziuni. Este exclus. Partidul Mișcarea Populară este un partid care vrea să-și continue drumul pe propriile picioare. Presupun că te referi la o fuziune cu Partidul Național Liberal. Da, și ea este exclusă și noi ne dorim să construim în continuare. Eu nu vreau să vorbesc despre reconstrucție, vreau să vorbesc despre a construi mai departe ceea ce înseamnă Partidul Mișcarea Populară, un partid cu un profil de dreapta, autentic, creștin-democrat, așa cum ne-am asumat valorile. Poate că în tot zgomotul care a existat în toamnă-iarnă, poate că s-a auzit mai mult agitația și gălăgia pe care au făcut-o alte partide decât niște mesaje consistente, așa cum noi le-am gândit și cu respect pentru oameni, iar candidații pe care i-am propus întotdeauna, și mă refer aici la cele 4 runde de alegeri care au fost în ultimii 2 ani, au fost din respect pentru cetățeni și asta s-a văzut de la primăria generală, la prezidențiale, lista de la europarlamentare, listele de la alegerile locale. Să știți că
Asta spuneau și în congres colegii, fostul președinte interimar Marius Pașcan, Eugen Tomac, da, fostul președinte al PMP, spuneau asta la congres, că suntem cu inima în păcat, am lăsat foarte multe lucruri moștenire așa, dar și în Parlamentul României și în administrațiile locale și la nivelul mesajelor publice și cauzelor pentru care ne-am bătut. Și vom continua să facem asta.